Merităm această înfrângere? Sigur că da. Merităm, da? Da, sigur că da, apăsați, spun asta. Este un rezultat absolut normal. Nereușita unei echipe este, până la urmă, suma greșelilor pe care le fac jucătorii acelei echipe. Iar la noi au fost niște greșeli înspăimântătoare. Mă refer la faza lui Mann, care, după o cursă superbă, în care își etalează viteza, tehnica, chiar și forța, ajunge în careu și acolo este deja căzut în admirația lui, este leșinat de plăcere, ce bine arată el în careu, singur, conducând mingea și oare ce să mai fac acum să cadă Europa în fund? Ce să mai fac? A, las că driblez în dreapta și îl păcălesc pe ăsta. Și faza se termină penibil. Cred că faza asta, cred că trebuie să fie pusă la federație, să le arate tuturor și să nu se mai întâmple niciodată. Faza din minutul 43 cu Mann. Trebuie arătată și de azi înainte să nu se mai întâmple niciodată. Ai scăpat pe partea dreaptă, poți să centrezi în fața porții, unde este pușcaș liber, din start nu vrei să pasezi, da, vrei să driblezi, îl driblezi cu stângul, ți-o faci pe dreptul, te-a ghicit, iar în momentul ăla dai călcâiul ăla, deci este ceva, trebuie pusă și de azi înainte să nu se mai întâmple niciodată, indiferent de cât e scorul. Dacă era Felix Magath antrenor, îl scotea și dădea amendă de lustrare, dădea 100.000 de euro amendă. Nu știi că la dădea amendă... Da, doar că era la echipă de club. Aici nu te avantajează cu nimic, da, să dai o amendă, că ce? Ai pierdut meciul, da, și ai rămas cu 3 puncte după 3 meci. Este inadmisibil, inacceptabil. Și mi-aduc aminte de N faze la FCSB cu Denis Mann, atunci când Crețu era în poziție bună și scăpa, venea la învăluire și scăpa, lăsa singur să centreze, nu i-o dădea. Intra pe centru. Când Crețu avea om pe el, atunci o dădea. Ia-o, Crețule, și fă ce vrei tu cu ea. Armenia avea impresia că are 3 oameni în plus, adică de fiecare dată în alea 10 minute cât noi ne-am apărat, cred că a avut 4 situații mari de poartă. Adică păream că pierdusem orice noțiune de a juca periculos de la începutul meciului. La fiecare fază a lor aveai impresia că este pericol, că e, da, gol, că e o mare problemă. Dar cum spune Emil, că atunci când pierzi om, tu te retragi. Spațiile le comprimi, nu mai au spații adversarii, cumva le e greu. Dar nu, Armenia a avut. Teoretic noi n-aveam cum, adică ce comprimam? Că aveam 6 jucători care puteau cât de cât să se apere, da? Și 3 care erau atacanți, toți 3. Cheșeru, Tănase și Mihăilă. Deci n-aveau cum. Toate erau la 25 de metri de poartă, Pandie. Păi totuși spații, nu mai are adversarul acolo spații. Da. Înseamnă că după algoritmul tău, toate echipele care rămân în 10 trebuie să arate cum arată România în final, nu? După algoritmul meu, că nu aici în astea 10 minute s-a văzut că au dat 2 goluri. De asta spun că ei au fost periculoși cam tot timpul la fiecare fază, da, dar de atac. Că jucam în 11, că am jucat în 10, Andy, ei tot noi au mai fost aveam periculoși de rezolvat 12 minute cu omul în minus, dar cu avantaj pe tabelă. Asta aveam de rezolvat 14, în finalul meciului. 7-6 când a luat. 76, 76, schimbările 77, 14 imediat. Și cu ăsta 17 minute. Ok, da, noi aia le aveam de gestionat, nu știu cum. Trebuiau gestionate în așa fel încât să păstrăm rezultatul sau măcar să nu pierdem. Bine, acolo a fost și intrarea lui Crețu, care a fost catastrofală pentru noi, pentru că înainte de penalti, Crețu pierde mingea în preajma careului advers, la 2-2, ții minte, Pandi, când se mișcă cu încetinitorul, și vine apărătorul și ia mingea. Și următoarea fază, el se repliază și ajunge târziu. Păi asta poate, da, mai degrabă. Ce căuta el acolo în momentul în care noi eram în inferioritate și trebuia să era stai 2-2 acolo lângă... Era 2-2, au zis că se duc. Te întrebi și pe tine. Nu uitați un singur lucru, că înainte de golul de 2-2, Bancu este surprins și el acolo în careu. Da. Vine unul din partea dreaptă, este surprins, mai să facă penalti, mai să fie gol din nou, adică cam tot timpul din minutele astea, din minutul 81, minutul 81, că mă uit aici, Cheșeru, trebuie să dai, oricum dai, dar nu așa, acolo nu ai cum să ai, mai am auzit, domne, terenul denivelat, nu, aici a fost gheata denivelată, aici e pentru prima dată când e gheata denivelată, n-ai cum să tragi șutul ăla din poziția aia. Nu, Cheșeru și Pușcaș, el n-are cum să tragă șutul ăla. Cheșeru și Pușcaș, la fel în prima repriză, preluarea aia pe piept. Acolo ca atacant trebuia să dai gol. Este minutul 11. Te întreb și pe tine ce l-am întrebat pe Emil. La cum a arătat meciul, la cum am jucat, la cum ne-am prezentat, cum a fost Armenia, e nemeritat că pierdem?
Egalul era mai corect? Nu știu dacă au fost... Care a fost bun... echipa mai bună în teren? Au fost și ei periculoși, să știi. Păi, de asta întreb. Că mi se pare că spun, parcă au fost Armenia... și ei periculoși, am fost și noi, am avut 2-1... Bă, dacă luăm 3-2 de la Armenia, bă, ce hal am ajuns. Stai puțin, dar de la ce Armenie luăm? De la, dacă mai jucam Mkhitaryan și Mkhitaryan, cu ăla de la Hoffenheim, ce mai făceam atunci? Au jucat în față cu doi slabi. Unul din cele mai proaste rezultate din istoria națională este. Unul din cele mai penibile, umilitoare rezultate din istoria națională. Îți dă Armenia 3 goluri. Iordănescu a plecat după un după 1-1. După 1-1, da. Gol Marica și de la ei unul cu un Aragheza. Mi se pare cu foarte multe absențe, nu atunci da, pentru România. Da, am avut multe absențe, așa multe absențe și a fost de neacceptat rezultatul atunci. Da, a fost 1-0 Iordănescu pentru noi și au egalat ei până după minute 80. Tot așa, după o fază fixă, știu că eu l-am comentat. Și ce a făcut? A plecat. A plecat. Așa, da. Da, a fost de neacceptat. Știu că atunci s-a creat o, cum să zic, o mare discuție. Un val de nemulțumiri. Un val de nemulțumiri și Iordănescu a fost îndepărtat. A plecat de la echipa națională după acel 1-1. Cel mai bun jucător de la noi? Bine, Cicăldău dă două goluri. Greu să-l pui pe altul. Ok, în afară de Cicăldău, cine? Încă și aici vreau să avem următoarea discuție. Niță? A, că în două meciuri Niță e cel mai bun? Nu, pierdem cu 3-2 și Niță este printre remarcații României și pierdem meciul ăsta cu 3-2. Uite și tu cât te-a scos. Uite păi da. Scos, bine, cu Germania când pierzi 1-0 e normal să fie. Nu, adică că lasă meciul cu Germania. 1-0 da. Automat a apărat o grămadă exact. De mingi de n-a fost scorul mai mare. Exact. Da? Dar aici... acum al doilea meci și aici, da, el cel mai bun, nu? Păi după Cicăldău, că zici că e greu să găsești... Nu, și Cicăldău, în afară de goluri, ți-e greu să-i găsești ceva. Păi noi dacă vedeam schimbare bun. La pauză, că îl scoate pe Cicăldău, nu ne miram deloc. De la ei cine ți-a ieșit așa? Nu, cine zici, eu spun că n-ai fi făcut ce diferență. Ce jucător zici că e bun de la ei? Nu, păi tocmai asta este drama noastră, că ei neavând pe nimeni. Noi suntem noi proști. Doi atacanți, unul de 33 de ani și ăla de la Huracan din Argentina, care Risco, are 9 da. Goluri la 25 de ani, toată viața lui 9 goluri. Deci n-aveam mai slab decât ăștia cu cine să jucăm. Dacă îi jucam Mkhitaryan și repet tot ăla de la Ofani. Dar a venit un antrenor. Da. A venit un antrenor care s-a uitat la ei și din prima zis, bă, voi sunteți slabi, da? Singurul sistem pe care noi putem să-l jucăm este 4-4-2. Ca să nu vă pun să începeți voi să gândiți, că nu gândiți. Că de-aia nici n-ați gândit niciodată și n-ați făcut rezultate. 4-4-2, stați aici. De aici vii maxim aici, de aici aici, de aici aici, de aici aici. Nu fugi tu de acolo acolo și nici tu acolo acolo și nici nu te duci tu fundaș central cum ne ducem noi toți ca peste bancul acolo în tușă să recuperăm nu știu ce că bancul era acolo. Deci atunci stăm așa. Pe fază de apărare venim și stăm 4-4-2, avem mingea în partea stângă, lăsăm partea aia altă acolo, da? Lăsăm zona 1, să zicem că începem de acolo 1, 2, 3, 4, lăsăm zona 1, venim aici, facem presiune pe minge, venim și închidem aici spre poarta noastră, mergem în partea aia altă, închidem în partea aia altă, nu le dăm spații și când nu le dai spații, indiferent cine este, nu are cum să joace, că noi jucători n-avem. Ce să zici că mai vii așa ăla cu cucurigul ăla de pe, no, de pe stânga și ăla de pe dreapta? Care? Păi da, Pani, dar vezi, asta e drama. Că noi când întâlnim niște echipe bune sau foarte bune, facem comparația pe care am făcut-o și asta sau o facem Pancu, acum Pancu ne-a și zicem, domnule, normal că echipa de o săptămână ne tot spune. Vedeți că Armenia. Dar când am văzut primul 11 și când m-am uitat pe primul 11, nu mi s-a părut nimica. Ăla de la Hoffenheim s-a dat pe el 1,5 milioane. Nu s-a dat pe nimeni nimica din ăia care valorau, vezi, doamne, 3 milioane, păi și 4 milioane. De ce când noi întâlnim o echipă față de care suntem superioară da, ca, la toate capitolele, nu se vede, dar când întâlnim Germania, când întâlnim Norvegia, când întâlnim asta alte naționale, se vede și pierdem și zicem e normal să pierdem că asta e diferența. Cum? Nu suntem superiori la toate capitolele, suntem superiori în ce scriu niște site-uri. În seara asta s-a văzut o apărare de fraieri. Deci nu mă refer la cei patru din apărare. Tot sistemul defensiv, jocul defensiv al Naționalei României a fost, n-am cuvinte, nu e ora să spun exact. Doar în seara asta oare? Acum sunt impresia momentului.
hai zice, cu nemții n-am stat chiar rău. Ok, au fost nemții aia. Când ne uităm pe tabelă, da. Că în rest, da. Dacă ne uităm la ce ocazie jocul de Germania... Cum e posibil, mă, să nu poți să ții un rezultat 17 minute, să te pui pe două linii în fața careului, cu doi care patrulează pe acolo în fața celor două, cu unul, pardon, și tu să... Deci să fii dominat, să fii surclasat, am fost surclasați în jocul defensiv. Au făcut ce au vrut, au combinat, au dat pase printre, au centrat, au dat cu capul, au avut 11 ocazii. Nu e posibil. Și aici nu i-aș face vină lui Rădoi. Pe bune, adică nu, aici nu mai e de vină sistemul ofensiv, romantic și fantezist al lui Rădoi. Nu, e vorba de concentrare și de blocajul ăsta psihic. Când ai 10 oameni și mingea este în fața ta, să-ți facă ce ți-au făcut cine? Armeni. Mie mi se pare că e vorba de antrenor. Pandi, tu ce părere ai? Așa mi se pare mie, dar eu... Întreb... primul 11, la cum a jucat el până acum, ce discuție puteam să avem la început? Puteam să avem Mihăilă sau Maxim? De ce n-a jucat Mihăilă? De ce n-a jucat Mihăilă? Asta e o întrebare. De ce n-a jucat Mihăilă și a jucat Maxim? Mie spun sincer că atunci când îl văd pe Mogoș în teren, îmi place de el. Înalt, bine făcut. Dar când mă uit mai bine la el, faza de atac nu știe să o facă. Deci de la mijloc în sus nu știe să joace. Nici nu știu dacă puțin fricos sau cum a fost, pentru că a venit mingea de în primele 15 minute la el, a dat din prima numai înapoi, dar din poziționarea lui s-a văzut clar că vrea să joace numai înapoi